Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Nu vreau să vă obosesc, nu vreau să vă plictisesc. Cred că așa ar trebui să încep. Îi mulțumim lui Dumnezeu de un pic de răcoare. Îi mulțumim lui Dumnezeu de câțiva stropi de ploaie și de cea care va mai veni. Și... Și din clipa aceasta dăm lui Dumnezeu mulțumire că intrăm în primul praznic împărătesc numit al Născătoarei de Dumnezeu sau Nașterea Maicii Domnului. Deci un om care are ca o casă cerul, numit Adam, se transformă într-un Dumnezeu care are o casă Raiul Cuvântător, întruparea din Fecioara Maria. Fecioara Maria este Maica Vieții. Fica dumnezeieștilor părinții Ioachim și Ana, dobândită din multă smerenie, din stârpiciune, dar și în același timp din mare evlavie și credință. Orice odraslă am avea-o, am dat-o bisericii. Și iată că ea s-a dovedit a fi vasul cinstit și ales în care s-a odihnit Hristos. Axa aceasta, Adam-Hristos, înseamnă distanța fără cruce a omului și fără Dumnezeu. În rai crucea era pomul vieții și Hristos, care era fructul, acel fruct din pomul vieții. Jos, fructul este chiar Hristos pe lemnul vieții, din care cine mănâncă în veac nu mai moare, spune Octoihu, glasul 8. Frumos și bun era la mâncare rodul ce m-a omorât, dar cine mănâncă din rodul Hristos în veac nu mai moare. Timpul acesta fără cruce este în primul rând în întuneric, de aceea el spune, sunt lumina lumii, luați-vă după mine. Noi când ne uităm în întunericul nopții, vedem că o stea brăzdează cerul și când lasă în urma ei, lasă o dâră de lumină, coada acelei stele. Dacă ne uităm în poezia lui Eminescu, el spune că luminii a trebuit mii de ani la noi ca să ajungă și când noi deja credem că suntem lângă stea, ea poate nu mai e. Așa este și cu viața noastră. Noi căutăm lumina lui Hristos, ca așa spune în Grigore Dialogul, liturgia cea mare, lumina lui Hristos luminează tuturor, iar cei ce umblă în lumina aceasta au lumina vieții, au lumina vieții, umblați în lumină cât sunteți fii ai luminii, dar în același timp aceiași fii pot umbla în lumina întunericului. Nu umblați în întuneric ca fii întunericului. Cel ce nu adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Și atunci, cum facem noi ca pe această axă a vieții noastre, de la ieșirea din pântece, când vedem soarele, de la ieșirea din pântece, până când vedem botezul, dă mie haina luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cum facem să ajungem noi la lumina lui Hristos care luminează tuturor? Lumină dobândită de noi oamenii prin cruce și prin înviere. Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos. Golind ascunzișurile inimii și venind la lumina cea neapropiată a învierii lui Hristos. Cei din întuneric alergau cu picioare vesele spre lumina cea neapropiată a învierii tale. Iadul s-a umplut de lumină, toate s-au umplut de lumină. Și cerul, că acolo stătea deja treimea, lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Și pământul, pentru că Hristos e lumina lumii și a venit și a predicat tuturor neamurilor și apoi la plecarea lui ca lumea să nu rămână în întuneric, fiindcă lumina s-a dus din nou la cer, a lăsat pe apostoli, pe ucenicii luminii, voi sunteți prietenii mei, voi sunteți apostolii mei și eu în voi mă încred. Rămâneți în Ierusalim să luați putere de sus,
Iar când au luat putere de sus, ce au luat? Lumină. S-a coborât peste dânsii Duhul Sfânt în chip de limbi ca de foc. Deci în capul lor era lumină, în viața lor era lumină, în propovăduirea lor era lumină, în inima lor era lumină, în lume era lumină. Eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug și eu am venit ca toți pe câți mi-a dat Tatăl să nu-i pot pierde pe niciunul. Însă în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Raiul de mai multe feluri, iadul de mai multe feluri, împărăția lui Dumnezeu are mai multe așezări, mai multe compartimente în mod firesc vorbit și fiecare în rândul cetei sale. Stea de stea se deosebește în slava sa. Și vedeți, ne arată. Una e strălucirea soarelui, adică Hristos, una e strălucirea lunii, alta e strălucirea stelelor. Stea de stea se deosebește în slava sa. Dacă te uiți noaptea pe cer, ți se pare că una luminează mai mult, una luminează mai puțin, una licărește, una clipește, una se mișcă, una parcă îi scade lumina, una parcă îi crește lumina. Așa este și în inima credincioșilor. Deci noi, dacă ne uităm în bolta cerească, auzim pe Avram care a primit de la Dumnezeu această metaforă. Fiii tăi vor fi mult mai mulți ca nisipul mării, nisipul nu strălucește, dar e totuși plajă, e marginea apei, diferența dintre apă și uscat. Tu ai pus nisipul hotar mării, dar și mai mulți ca stelele cerului. Ceea ce se înseamnă că noi când ne uităm în bolta cerească, de fapt, vedem luminile cerești, iar Dumnezeu când se uită pe pământ, vede iarăși o boltă cerească pământească plină de stele. Pentru că lumina lui Hristos luminează tuturor. Unde este botezat un suflet, acolo este mai multă lumină. Unde sunt botezate două suflete, e și mai multă lumină. Unde sunt botezați doi, trei în numele meu, sau se adună și se roagă și eu cu ei. Deci tot pământul e ca un covor mare, imens, plin de licurici. Acei licurici sunt lumina din inimile noastre și din sufletele și din mintea noastră. Și aceasta prin puterea crucii lui Hristos. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința e zadarnică și noi suntem într-o moarte permanentă, iar că dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Dar Apostolul Pavel ne avertizează și ne spune negru pe alb, eu nu pot să mă laud decât numai în crucea Domnului meu. Deci nu altfel de cruce. De ce? Fiindcă crucea Domnului meu are rădăcina în rai, devine scară prin Fecioara Maria și urcă înapoi pe aceeași scară duhovnicească, spune Iacov în visul lui, care stătea cu capul pe o piatră, că era o scară până la cer pe care se suia și scobora îngerii lui Dumnezeu. Și devine din nou scară când eu calc pe prima treaptă în scara virtuților și mă urc din nou la Dumnezeu și când termin treptele sunt în brațele lui Hristos, care El îmi trimite în călătoria printre stele sufletul în grădina cerului, în grădina raiului, în lumina cea pururea fiitoare, în slava lui Dumnezeu, în raiul desfătării, sau unde este rânduit sufletul să ajungă. De ce v-am povestit povestea asta plictisitoare? Ca să înțelegeți că fără această cruce în mână, noi nu putem atinge dumnezeirea lui Hristos. Cel ce vine după mine trebuie să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și dacă vă uitați atent, imediat după nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare, 14 septembrie, tot ca un praznic imens împărătesc, este înălțarea în toată lumea a cinstitei și de viață făcătoarei cruci, a Patriarhului Metodie, parcă așa-l chema, sper să nu spun o prostie, în Ierusalim. De ce spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că crucea leagă cerul și pământul, rădăcina din pământ a crucii cu rădăcina din cer a crucii, iar sus stă pomul vieții, Hristos. Aici locuiește robul lui Dumnezeu XY, care s-a sălășluit la cereștile locașuri, ca să primească cununa nevestejită a lui Hristos. Sau aici doarme robul lui Dumnezeu, dacă doarme și nu se chinuie. Și
Noi facem legătura între cer și pământ prin treptele crucii. Cel ce vrea să vină după mine are două trepte de lepădat. Să se lepede de sine, să aibă crucea sa personală de nevoință și să-mi urmeze mie. Să alergi cu crucea în urma lui Hristos. Deci lupta bună am luptat, cum spune acolo, și cu una am câștigat. Cine nu lucră după legile jocului nu se încununează, ne spune Apostolul Pavel. În schimb, această distanță de la crucea pământească luată de noi prin viață, prin încercările vieții, prin treptele vieții, prin talanții vieții, prin obligațiunile față de Hristos, că cine mă iubește îmi păzește poruncile mele, ne face să nimerim treptele superioare care ne duc până la tronul lui Hristos. Vedeți, ajungi la o ușă, cu evidență ușă, când Hristos vine și spune, intră în bucuria stăpânului tău, slugă bună și credincioasă. Adică peste multe te voi pune, nu, peste puține ai fost pus și peste multe te voi pune. Adică cine știe din puțin să facă rai, acum merge să se bucure cu mult mai mult de întregul rai. Bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe slobozitorul sau mântuitorul sufletelor noastre. Și ea în momentul acela îi spune îngerile, de ce naștere, de ce zămislire, dacă eu nu știu de bărbat, de sămânță și de dulceața nunții. Și atunci vin cele trei mari trepte duhovnicești care depășesc lucrarea crucii și spune așa, puterea celui preanalt te va umbri, care din noi nu ne-a simțit total lezați sau total înfricoșați sau total cuprinși de frică, de teamă sfântă, nu știu cum să o numesc, când ai ști că ești sub lupa lui Dumnezeu, Dumnezeu e cu ochii pe tine, deși El e cu ochii pe noi toți, dar nu ne veghează în mod solemn, ci ne veghează îngerul nostru păzitor și dă raportul. Nu batjocoriți pe cei mai mici ai voștri, că îngerii lor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Merg la liturghie cu faptele noastre și se întorc în părtășania cerească. Puterea celui preanalt te va umbri. Duhul Sfânt va veni peste tine. De câte ori n-am primit noi Duhul Sfânt peste noi și chiar nu ne-a interesat. Ne-am împărtășit, ne-am botezat, am luat anafură, am luat aghiazmă, am sfințit casa, am fost binecuvântați de preot, binecuvântarea Domnului peste voi toți, col său, dar așa să ai bine de oameni. Însă n-am simțit nimic. Numai Fecioara Maria a simțit, pentru că era într-o stare de trezvie desăvârșită și de greutatea și povara Duhului Sfânt, dar o povară dulce, nu o povară apăsătoare. A ridicat ochii la cer și a spus cea mai grea rugăciune pe care va trebui să o învățăm și noi să o spunem în fiecare seară acasă. Iată robul sau roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Ce-mi rânduiești, aia-i bun, ce-mi dai, aia-i bun, ce-mi trimiți, aceea-i bun, ce-mi rânduiești să sufăr, să pătimesc, să mă bucur, să împlinesc, să slujesc, aia-i bun, să-mi fie mie după cuvântul tău. Și acest fie mie după cuvântul tău să leagă în două vorbe. Fie, Doamne, voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Nu fie, Doamne, voia mea, precum în cer și pe pământ. Că noi suntem cu voia mea, nu cu voia lui Dumnezeu. Și atunci, pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Adică fapta ta va fi strict dumnezească. Viața ta va fi strict dumnezească, mântuirea ta va fi strict dumnezească, sufletul tău va fi strict dumnezeesc, viața ta va fi sfințită, mintea ta va fi sfințită, sufletul tău va fi sfințit și tu vei împlini cea mai grea poruncă din lege pe care nimeni nu vrea să o împlinească.
să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din toată inima, din tot cugetul și din toată ființa ta. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe aproapele l-om iubi noi cum l-om iubi, dar pe Dumnezeu nu prea l-om iubi. Ca drept dovadă, și am repetat aceasta și nu o spun cu răutate, numărul de pușcării spune mult despre iubirea aproapelui și a lui Dumnezeu. Numărul de delicvenți spune mult despre iubirea aproapelui și a lui Dumnezeu. Numărul de polițiști spune mult despre iubirea aproapelui și a lui Dumnezeu. Numărul de judecători, avocați, procurori, aceste instituții juridice spune mult despre iubirea aproapelui și a lui Dumnezeu. Numărul de procese și divorțuri și bătăi și crime și nenorociri și războaie spune mult despre iubirea aproapelui și a lui Dumnezeu. Și ca drept dovadă că Satana știe să-și joace jocul și știe să-și pună muzica și știe să-și antreneze slugile, două popoare creștine să bată între ele și să omoară spre satisfacția cui? Diavolului, păgânilor, necredincioșilor și a tuturor celor fără de Dumnezeu care spun, păi dacă voi ortodoxi vă trageți bombe în cap și vă omorâți între voi, noi necredincioși pentru ce să credem în credința voastră tâmpită când voi vă omorâți unii pe alții și spuneți că iubiți pe Hristos? Iar cei ce se bat spun că îl păzesc pe Dumnezeu, sau cei ce se bat spun că o fac în numele Dumnezeu, sau cei ce se bat o fac în numele păcii, sau cei ce se bat o fac în numele iubirii, sau cei ce se omoară o fac în numele dragostei. Puh, Doamne ferește! Deci, din aceasta se vede că noi suntem departe de ceea ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, dacă l-am iubit pe Dumnezeu, n-am distruge natura care ne hrănește, n-am distruge pământul pe care stăm și ne odihnim și muncim și existăm, n-am distruge creația cu toată frumusețea ei, n-am distruge resursele, n-am distruge habitatul, biotopul și tot ecosistemul ăsta dat de Dumnezeu, care nu e altceva decât un rai pământesc, dar noi ne-am transformat în așa zi și oameni de știință, în așa zi și oameni industriași, în așa zi și oameni făcători de producție și de bani și de averi, uitând că, de fapt, viața noastră e ca o foaie de clătite. Când s-a copt pe o parte, o întorci pe cealaltă care e crudă. Și partea coaptă vine deasupra. Și când s-a copt și pe partea cealaltă, ea este mâncată, nu este pusă la expoziție. Cine este cel care mănâncă clătita? Moartea, timpul și veșnicia. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Omul cu deșertăciunea s-a asemănat și zilele lui ca umbra trec. În deșert se tulbură tot pământeanul, când credem că am dobândit lumea în groapă ne sălășluim. Și când credem că suntem stăpâni pe ceea ce e în jurul nostru, suntem de fapt niște afoni de parte de Dumnezeu. A Domnului este pământul și plinirea Lui. Când se spune aceasta? Când pui prostul în groapă și îl însăm cu semnul hârlețului. Să pecetlește groapa aceasta până la a doua venire. În numele Tatălui, amin, a Fiului, amin, a Sfântului Duh, amin. A doua formulă sună așa, pământ ești și în pământ vei merge până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat, adică în rai. N-ai treabă cu pământul ăsta. Ăsta e doar o materie primă care descompune materia uzată. E ca un malaxor de materiale care sunt purificate fin, mestecate, făcute din nou praf, amestecate cu alt adeziv și făcut o materie nouă și face altceva în el. Cizmă, papuc, șosetă, cutie, conservă și alte mamaholerii ce mai inventează omul. Dumnezeu ne transformă din pământul din care am fost luați. Minerale, liturgia cosmică. Și apoi următoarea formulă a lui Dumnezeu este așa. În deșert se tulbură tot omul. Când credem că am dobândit lumea, în groapă ne sălășluim.
Și iarăși spune Sfânta Scriptură, umbră, vis, iarbă, nor, pânză de păianjen. Nimitnicie sunt anii noștri, adică mai nimic. Au trecut 90 de mii, băi, 90 de ani. Uriel îl întreba pe Adam, Adame, cum ți s-a părut viața 930 de ani? Așa, Doamne, ca și cum ai intrat pe o ușă și ai ieșit pe cealaltă. Dacă dumneavoastră la 90 vi se pare că ați întors pământul pe toată partea, oare Adam la 930 cum i s-o fi părut? Deci, vedeți, prin asta vedem cât de micuți suntem și cât de prost lucrăm și gestionăm clipele frumoase. Amintirile, viața, zilele, soarele, lumina, apa, florile, natura. Când de fapt ce spune Dumnezeu? Ale mele sunt toate. Eu v-am dat pământul. Creșteți, înmulțiți-vă și îl stăpâniți. Dar să nu uitați că ale mele sunt păsările cerului, peștii mării, dobitoacele pământului și frumusețea țarinii cu mine este. Adu-i Domnului roada buzelor tale, adică rugăciunea, și va fi jertfă primită. Oare tu crezi, omule, că voi mânca sânge de taur sau sânge de țap sau carne de taur voi mânca? Nu. Asta era jertfa Vechiului Testament, care se aducea pe altar de piatră ca Dumnezeu să primească din prinosul lucrurilor create de El, cum spunem noi azi la liturghie, când frângem pâinea sfințită și spunem ale tale, dintru ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Și ce aducem? Vinul liturgic din care se face sângele lui Hristos, pentru că pahar a binecuvântat în Joia Mare pe Sion, și pâinea, rodul spicelor, care este pâinea cea vie care vine din cer, căci omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu tot cuvântul Dumnezeu care se face din pâine. Și fă pâinea aceasta cinstitul trup a Hristosului tău. Și ce este interesant, că atunci când facem seara litia la priveghere, nu binecuvântăm nimic industrial, numai ceea ce este natural. Binecuvintează, Doamne, pâinea, vinul, grâul și unde lemnul. De ce pâinea? Că din pâine îl faci pe Hristos. De ce grâul? Că din grâu faci pâine. De ce vinul? Că din vin se face sângele lui Hristos. Și de ce apa? Că e materie creată de Dumnezeu. Pâinea este spre hrană, întărește inima omului, vinul veselește inima omului, unde lemnul tămădește rănile și întărește trupul, că au slăbit oasele mele și s-au uscat trupul meu de lipsa unde lemnului, iar grâu este rodul pământului. Boabele de grâu care reprezintă fața lui Hristos sau măsura faptelor bune. Și un spic va rodi 30, 60 sau 100. Cred că v-am vorbit cam mult și v-am plictisit, dar vă spun un singur lucru. Aduceți-vă aminte ultima vorbă a lui Hristos. Dacă n-adună cu mine omul risipește și dacă ne uităm în 34 de ani ce am ales noi din țărișoara asta dulcea noastră și frumoasă, ce am făcut în comunism, poate fără credință, s-a risipit totul ca iarba și ca fum. Și cine nu-i cu mine împotriva mea, și de nu vă veți pocăi, voi ridica neam peste neam și de sabie veți peri, parcă începeți să vadă și această întrezărire și licărire, de aceea insist tot timpul, faceți rugăciunea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril cu toată seriozitatea sau Acatistul Mântuitorului sau Paraclisul, pentru că știți, se simte așa câinii când îi cu tremur urlă, șobolanii când văd cu tremurul fug din galerie, iar oamenii nu sunt atenți la semnele timpului, sunt atenți la semnele nebuniei lor. Dacă vine o nenorocire și cele patru plasme și cele patru mașini și cele patru case și cele patru conturi sunt apă de ploaie, fugi să-ți salvezi viața sau pielea. Și când explodează o bombă în jurul tău și te transformi în praf sau în bucăți,
sau în moarte și în jăratec și în carne prăjită, de-abia atunci îți aduce aminte că puteai pune piciorul la rugăciune decât să tremuri de frică într-un canal, sub un pod sau într-un buncăr unde poți fi victima următoarei bombe când vei ieși. Aveam o bătrână, Alexandra, de 95 de ani și am cunoscut-o în ultimul an al ei de viață. Așa a vrut Dumnezeu să-i se îndulcească și ei ultimele zile. Avea nevoie de niște pasteluțe și cerându-mi a dat un ban, am vorbit cu ea așa mai multe și mai pendelete. Și a zis, părinte, ce știe lumea de azi? Eu când mă uit la proștii ăștia, că abar n-au ce înseamnă greu și să plâng că-l e greu, îmi vine să râd. Dar de ce, bunica? Trăiam în tătăraș și aveam mamă bolnavă la pat, paralizată în păcurare. Și era cel de-al doilea război mondial. Și fierbeam într-un beciu casei câteva fasole când aveai voie să ai lumină, că se urmărea din avion și unii se vedea lumină, se dădea bombe. Și mă duceam cu sufertașul de mâncare din tătăraș la gară, undeva era zona unde trăia mama. Și zicem, l-am cu gamelele alea cu botul pus și mă ascundeam pe sub poduri și prin șanțuri când bombarda, că picau bombele ca fasole. Și m-a ferit Dumnezeu și am ajuns anii ăștia. Când poți merge liniștită pe stradă, să te pui sub un copac la umbră, să admiri o floare, să mănânci în tihnă o bucată de pâine, nu te împușcă nimeni, nu te urmărește nimeni, nu-i niciun caz și lumea spune că e rău. Dar, spune Scriptura, vai de cel ce va spune bine lui bine și răului rău. De ce? Că noi nu știm nici care e măsura răului și nici care e măsura binelui. Dar avem un cuvânt în Scriptură care zice așa, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, că la vremea de apoi vor fi mari nenorociri. Se va ridica neam peste neam, împărăție peste împărăție și va fi mare plângere și cutremur și frică atunci. Dar cel ce va avea credință și va răbda până la sfârșit se va mântui. Tare mă tem că tot babele astea cărunte o să fie mai curajoase și mai îndrăznețe și mai cu putere decât tinerii noștri instruiți și bărbați, care sigur toți vor da în depresie sau vor face atac de panică și nu vor ști ce să facă și vor trebui să fie ascunși sub poala mamei să nu se sperie. Deci suntem undeva câteodată și jalnici și de plâns dacă nu suntem atenți. Dar dacă ne rugăm, Dumnezeu ne poate feri de ispită. Sub puterea crucii tale și sub puterea acoperământului tău preasfântă născătoare și sub harul Duhului Sfânt, putem fi la adăpost de ispitirile vrăjmașului. Privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, căci diavolul caută ca un leu pe cine să înghită. Amin. 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 Amin.